bineînțeles că fac parte din această distribuție de excepție, pornind de la partea cel care conduce, maestru care conduce partea muzicală, maestru Sabatini, maestru Tuti, domnul Codoi și ceilalți colegi ai mei. Bineînțeles că este o șansă, este un debut pentru mine, nu l-am cântat nici în sănătate, nu s-a potrivit. Am avut ofertă, dar am fost ocupat, așa că încă și trebuiesc acasă să fac acest rol, care rolul care nu este ca și la alți compozitori, este cam aceeași poveste, baritul meu îndrăgostit de soprană, dar pleacă cu tenorul. Deci asta nu e o noutate, dar are o contindere de două octave, de la la bemol până la la bemol, pe sus, așa că are ce să cânte cântărețul și baritonul puritanic, la fel ca și tenorul, la fel ca și soprana, la fel ca și basul, colegul meu care n-a putut să vină astăzi. Cu modestie vă spun că pentru mine cel mai spectaculos moment din puritanii e il duettino, duettone, maestră, duetul dintre bas și bariton. O să vă placă, sunt convins. Pe mine, părerea mea, este cel mai spectaculos număr din această operă. Așa că noi am avut șansa, cum au spus și celălalt colegi ai mei, să lucrăm cu asemenea maestri de la care am avut de învățat. Maestrul ne-a și cântat la fiecare pe rând și la cântă cu bas și cântă cu baritoni, cântă cu tenorii. Din când în când și cu soprane. Așa că am avut de mult de învățat și ne prinde bine și mie și colegilor mei, așa cum am spus. Și vă așteptăm, bineînțeles, și sperăm să fiți la fel de încântați cum suntem și noi.